Salutare, oameni buni, dragilor și dragilor, bun venit la un nou episod de Don't Starve aici. Sonorul, cred că e cam tare totuși. Trebuie redus puțin. Așa, măcar la voi. Bun, în episodul anterior am încercat să ne batem cu niște boși. N-a fost să fie, nu am reușit să nici măcar să spawnăm bossul acela din copac. Nu ne-a ieșit. Poate ne iese în acest episod, aș vrea să ne întâlnim și cu acel elefant. Nu știu dacă se poate numi chiar boss, că nu e, nici am înțeles, nu e atât de puternic. Dar există și pe aici vreo 2 boși în Don't Starve normal. Știți că în Don't Starve Together există mult mai mulți boși. Dacă vă interesează să vedeți, puteți să vedeți pe canalul lui Puff, pentru că el joacă Don't Starve Together. Și chiar în ultimele episoade de Don't Starve am văzut că s-a bătut cu foarte mulți boși. Deci puteți să mergeți pe la el să vedeți. Eu, na, joc Don't Starve normal. Sunt ceva diferențe, așa când mă uit, parcă mi se pare un pic mai șmecher făcută la Together. E un Don't Starve multiplayer, dar are și multe chestii în plus, părerea mea, față de cel normal. Mă, nu știu ce să zic. Oh. Încerc să le iau în ordine ca să nu... să mă duc mai ușor. Dar trebuie să le distanțez un pic, adică să nu le pun liniile astea două așa apropiate. Dar mereu uit și mereu fac aceeași greșeală și ia uitați, aici ce frumos o să culeg această linie, dar se face noapte și avem, uite, avem, wow, ce? De ce culeg, de ce le cresc din nou? Opa, stai așa. Așa, îmi trebuie un cărbune și să lăsăm asta din mână, perfect. Mâncare mai avem, hai să, o să vedem dimineață dacă e să avem nevoie de niște iepuri. Ah, avem un CD, și nu avem unde să le punem. Pam, 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 uite, pot să las, am fix, am niște pietre în plus. Hai că pietrele le las pe undeva pe aici, hai să vedem unde avem loc. Uite, avem loc aici, o să-mi las 23 de pietre. Așa, ce ar mai fi? Ce stack-uri întregi? Uite, avem stack întreg de lemne, dar astea sigur nu am unde să le stochez. Hai să vedem acest pig skin, dacă pot să-l mut altundeva, nu pot aici. Aici, uite, aici am ceva locuri. Aici ar trebui să vină și piatra, de fapt. Poate și lemnul, nu știu exact. Da, e o idee destul de bună. Oricum, până se face dimineață, avem niște timp să ne mai organizăm pe aici. Așa, și pig skin-ul, hai să-l punem la loc. Aici să fie niște chestii puțin mai deosebite. Avem și fân prea mult la noi. Ok. Tot mai am niște lucruri. Ok, astea le lăsăm momentan acolo. Dacă e să vină cineva să mi le mănânce, asta e. Mi-ați zis voi că pot să pun morcovi sau mure în aceste capcane. Interesant. Ăsta, nu. Ce greșeală am făcut. Că era spoiled. Și am stricat-o și pe aia inițială care o aveam. Da, oricum am mâncat-o, deci nu mai contează. Avem mure. Avem ceva mure. Hai să mâncăm. De fapt, să luăm murele ca să facem mâncare. Ok, unele se mai ofilesc. Nu e problemă, le vom reculege. Dar ne mai trebuie ceva carne și aici nu se spawnează, din păcate, niciun curcan, se pare. Aha, că vorbeam de lupi. Și lupul e la ușă. Și curcanul e la ușă. Hai că facem așa, ne luăm bâta. Nu! Mi-a furat mura. Stai că să vreau să-l îndepărtez puțin de tufișuri, ca să nu se mai ducă spre ele. Îi las o mură pe jos. Hai, du-te. După el. Pe... wow, one shot i-am dat cu această fleică de carne. I-am dat one shot. Ceea ce înseamnă că pot să-mi fac niște chiftele acum. Ceea ce e super. Pac, pac, pac. Ce mai am eu pe aici? Că nici nu mai țin minte. Aha, am înțeles. Asta aș putea să-l las pe jos. Ok. Asta vreau iarăși să o las pe jos, că nu mai folosește, din păcate. Bun. Dă-o încoace și mai fac încă una. Că mai am încă o cărniță de curcan. E mișto când ai foarte, foarte multe tufișuri de mure, că se spawnează curcani pe acolo. Au început să apară și iepurași, se pare. Să fie prinși iepurași în capcană. Noaptea iepurașii se duc la culcare, deci nu prea îi prindem pe timpul nopții. O să mai fac încă 2 seturi de meatballs, dacă tot ne permitem și avem materialele necesare. Unde era la survival? Așa, și punem aici, perfect.
Ok, avem încă un set de meatballs, o să mai fac încă două. Nu, am mâncat o bucată de carne. Bine, nu face nimic. Nu știu sigur dacă îmi face ceva, dar mi se pare că îmi scade din sanity. Are și logică, adică dacă mănânci carne crudă, are și logică să nu te simți prea bine. Adică, na, oamenii nu sunt animale și... A, uite că tocmai ce se fac astea, deci ne vor trebui înlocuitoare. Se pare că astăzi este episodul cu gătitul. Astăzi gătim foarte mult. Vreau să am meatball să pot să mănânc și vreau să am din aceste chestii uscate să le pot mânca ca să-mi refac viața. Fiindcă batonașele de pește îmi dau foarte multă viață, dar se face mai greu rost de ele. Momentan nu am iepuri de înlocuit. A, uite, mai am încă unul. Mi-ar trebui 6 și nu am. Am prin ghiozdane, știu că am, dar nu știu dacă vreau să-mi iau din rezerve. Fiindcă alea sunt practic rezervele mele. Și nu prea vreau să... Ah, perfect. Mai bine arăta nici că se putea. Ne mai trebuie... Aha, și ziceam că am prea mult fân la mine și acum nu mai am. Nu face nimica. Mai iau încă două de aici. Salut. Aha, acolo era... Câte cuiburi de... Trebuie să mai încercăm... O dată. Hop, yes, mi-a ieșit un pic. Deci trebuia să mă duc un pic în față, doar puțin. Nu foarte mult. Ok, asta se pare că nu prea merge. O să-i vin de hack acestui iepuraș și acestuia și să încercăm să adunăm astea. Nu știu dacă ne vor folosi la ceva, dar dacă tot sunt atât de multe... Îmi pare rău, băieți, nu știu ce e cu gâtul meu. Cert e că știu sigur că aceste rotten egg pot fi folosite la niște praf de pușcăci sau ceva. Parcă erau folosite la niște praf de pușcă. Am putea să exploatăm acest lucru. Pe aici, încă un iepuraș. Salutări. N-am pus capcana acolo. Trebuie să o punem. Perfect, din prima. Și mai bine, dacă e din prima, e cu atât mai bine. Încă o gălăgie de-asta de rotten egg. Hai să le luăm și pe astea, dacă toți suntem aici. Dar nu știu exact ce facem cu ele și... Mie că mi-ocupă loc prin cutii degeaba, că știu că am mai găsit. Mi se pare că am și la Chester niște de-astea. Da, uite, oho, încă 12. Trebuie să le liberez și pe Chester, fiindcă o să vreau să mai călătorim. Vreau să văd dacă mai găsesc o urmă din aia de elefant. Când am găsit una, rapid ne ducem după ea, fiindcă vreau neapărat să mă bat cu elefantul ăsta, așa că n-am pus capcana la loc și dacă nu o pun acum, o să uit și nu o să mai pun niciodată. Fiindcă mă cunosc pe mine însumi. E important să ne cunoaștem pe sine. Pe noi înșine, că poate fi destul de util. Să știm cum am reacționat noi înșine în anumite situații ca asta, în care știu sigur că nu o să mai pun astea înapoi niciodată. Astea aș putea să le las aici, dacă oricum nu am ce să le înlocuiesc, fiindcă de aici nu se strică. Deci ele nu se vor descompune dacă stau acolo. Uite, și asta aș putea să o las aici, fiindcă nu se strică. Poate fi și asta o strategie destul de interesantă. Hai să punem mulți cocieni. Avem mâncare. Avem mâncare... Rizona, aș putea spune. Pardon. Hai să-mi iau... Nu ăsta. Momentan pe tine te las. Nu vreau momentan să aduc la viață o păsărică din aia, fiindcă nu e foarte prietenoasă în momentul în care crește. Mai vedem. Poate mai încolo. Poate mai încolo. Ok, deci am lăsat rotten egg-urile. Ok, lemne. Hai să-mi iau la mine încă jumate din asta. Am destule lemne. Am asta de rezervă pentru când mi se va termina bâta. Care, apropo, aș putea să scot din mână și, de exemplu, să țin toporul. Dacă cumva eu țin asta în inventar, în momentul în care se strică, o să-mi dea un rotten egg în plus. Un rot în plus și nu strică. Dacă o țin în mână, nu-mi va da rot, fiindcă în mână nu pot să țin rot. Deci e o strategie dacă vreau să fac rost de un îngrășământ în plus. Na, că vedeți că ne trebuie. Apropo de îngrășământ, putem să fertilizăm cu acest manure. Ia. Se pare că nu prea o ducem la capăt cu Wilson. Adică se pare că suntem niște supraviețuitori foarte buni. Și având și satul de porci, cred că ar trebui să încep să-mi fac niște... Opa, nu este bine. Noroc că am făcut focul, dar aire pe jor. Așa, bun. Foarte bine. Pot să mai mănânc un set, dar cred că irosesc. Cred că astea îmi dau mai mult de atâta. Ca atare o să mai aștept. Astea... Unde-i frigiderul? O să ajung la el? E prea întuneric. Așa.
Hai să vedem aici. Să le punem, dar să le punem separat de astea. Și astea, dacă tot s-au stricat așa tare, hai să le las pe jos să se strice de tot. vreau să mai fac o chestie. Îmi trebuie și un... Nu știu dacă vreau să consum. Momentan așteptăm să se facă zi. Mai punem eventual un cocean din ăsta pe foc. 2. M-am informat eu despre aceste thingy care ne ajută să ne facem portalul spre următoarea lume. Trebuie, aici vom face portalul spre lumea respectivă. Practic acolo putem, mi se pare, să începem o aventură pe care dacă o terminăm putem să-l deblocăm pe acel caracter special, pe Maxwell. Hai să punem acele două bucăți speciale de carne. Ia, casa purceilor. Necesită oare wood wall? Cred că trebuie să stau lângă asta. Casa de purceluși. Necesită oare pig house? Nu necesită carne, deci pot să pun aceste două bucăți de carne să se transforme în ceva mai bun. Ok, durează foarte, foarte mult, dar îmi dau niște materiale foarte, foarte bune. Hai să mai mâncăm un meatballs. Ok, nu mi-am umplut complet, deci aș fi putut să verific exact. Știu că scrie pe net, dar nu mai țin minte exact. Deci toate astea care sunt fink. Nu știu dacă și a sea water, nu cred. Cred că doar ăsta din fingy. A, și ăsta, că e un fing. Deci cele care sunt cu fing. Eu mai am pe aici niște chestii, dar nu sunt... sunt, na, niște lucruri găsite random, dar nu cred că fac parte din... din crearea portalului. Hai să ne facem niște căsuțe de purceluși pe aici. Fiindcă ne vor fi foarte de folos. Dar nu vreau să le fac foarte, foarte, foarte aproape. Vreau să las o mică distanță. Structures. Unde e căsuța purcelușului? Ce ne mai trebuie pentru ea? Parcă lemn sau cine mai trebuia? Rabbit pig house. Ah, și piatră. Oh, cât de scumpă e. Ok, bine că avem foarte, foarte multe materiale. Loc în inventory, dacă am avea, ar fi și mai bine. Hai să las înapoi aceste things, că le-am luat și acum nu mai am loc. Hai să facem... Deci am zis două căsuțe de purce. Eu am două scânduri. Îmi trebuie 8, parcă? Ia să vedem. Structures. Wood gate, wood wall, pig house. 4 îmi trebuie, eu am 2, deci am nevoie de 8. În total mai fac încă 6. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și acum pietricele. Pietricele, uite, am 2. Și am nevoie parcă de 3. Da, deci mergem aici și spunem 1, 2, 3 și 4. Super. Și acum, dacă mă duc înapoi... De ce am tot 40 de pietre? A, mai aveam pietre și aici. Ok, de ce nu zice așa? Mă gândeam că am descoperit un bug de a obține materiale aproape infinite, dar se pare că nu. Înapoi. Nu, ce faci? Lasă mura. Deci iepurașii, într-adevăr, se duc după mure. Tocmai am demonstrat asta. Nu mai am la mine fâneturi. Hai să-mi iau de aici un fânet. Să pun și acolo o capcană. A, chiar, aceste... Da, știți care e faza? Dacă eu pun capcanele de iepuri exact deasupra acestei capcane, acestei, mă rog, acestei vizuine, nu trebuie... nu trebuie neapărat să... să pun și... momeală, pentru că ei oricum când ies sunt prinși, majoritatea. Foarte rar unul mai scapă. Tu ai ieșit de acolo de sus. Perfect. Dar e bine de știut că și iepurii pot fi ademeniți cu din astea. Bun. Wow, câți iepuri o să strâng. Vreau să-i strângem, că ați văzut că adineori când am fi avut nevoie, nu i-am avut. Hai pe ăștia totuși să-i măcelărim. Sunt foarte urât, dar... Ăsta nu o să-l mai măcelăresc, dar o să mă duc să încerc să-l prind pe ăla. Oh, el vine de acolo sau? Cred că vine de aici, nu? Da, de acolo vine. Trebuie să-l las să se oprească și... Ok, mă duc un pic înainte și apoi. Așa, deci trebuie să mă duc puțin înainte. Cred că asta e strategia. Ok. Hai să ne întoarcem aici și... Pam, pam, pam. Le las pe astea aici. Ok.
Acum avem un frigider, deci ne ajută să păstrăm lucrurile mai mult timp. Hai să vedem la Structures, Pig House. Facem una și vedem exact unde vrem să le plasăm. Un pic mai încoace, că v-am zis, nu vreau să fie foarte, foarte aproape. Cred că undeva pe aici. În ideea în care, dacă cumva se face lună plină, acești porci se transformă în vârcolaci. Nu vreau să am sute de vârcolaci pe aici. Ca atare ar fi bine să le pun puțin mai departe. Ok, și putem să mai facem încă una. Structures. A, ce tare arată imaginea asta. Chiar îmi place. Bun. Încă una aici. Și o să facem aici propriul nostru sătuc de purcei. Încetul cu încetul. Așa. Bun, hai înapoi la foc. Da, acest episod se pare că a fost mentenanță. Ia, parcă aici mai avem spațiu? Nu mai avem. Aici mai avem? Da. Mai avem loc de încă unul? Da, ok. Ăsta cred că era iarăși plin. Nu știu, vom vedea. Momentan am reușit totuși să... Nu trebuia să fac focul așa de vreme, dar mă rog. E ok. Hai să... Uite, că am ceva. Ceva chestii bune. Hai să mai facem niște meatballs. Cum era? A, așa, să iau jumate cu controlul. Țin controlul apăsat ca să iau jumate în caz că vă întrebați. Nu-mi fac prea multe meatballs, fiindcă ele sunt foarte, foarte, foarte bune și foarte eficiente. Adică, ori că pun patru carne, ori că pun o carne și trei mure, e aceeași chestie, dar ele sunt foarte, foarte, foarte bune, deci pot fi și eficiente. Numai că se descompun mai repede decât aș vrea eu, adică mai repede decât apuc eu să le mănânc și îmi cam pare rău, adică, nu știu, risipesc oarecum. Dar oricum, sunt super bune, deci o să mai fac. Nu o să mănânc din astea momentan, ideea e că așa se strică, vă dați și voi seama. Bun, după vreau în ziua următoare să mergem să punem aceste două lucruri, să vedem dacă le putem pune. Nu știu dacă cum se face acel portal, m-am uitat puțin pe internet, dar n-am văzut foarte mult, aia iarăși o lăsăm. Ne trebuie... A, Chester! L-am eliberat pe Chester? Nu l-am eliberat. Deci, ăsta parcă venea aici. Da, uite, am două, două, două. Dinții unde veneau? Chiar nu mai țin minte. Nu veneau aici. Parcă în asta? Da, uite, am 15 colți. Cu aia putem să facem niște capcane, eventual. Living log. Astea cred că vor sta în ăsta, că oricum sunt niște materiale ceva mai speciale. Și niște cartridge. A, și mai avem oul, pe care chiar nu știu unde să-l pun. Pentru că nu vreau momentan să-l pun pe jos să... Să-mi creeze cine știe ce monstru. A, nu mai am deloc la mine fân. Ar trebui să îmi iau jumătate din fânul pe care l-am în total. Oricum eu o să... Oh, nu, 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 nu. A, așa. Ia, hai să mai mâncăm un set de meatballs. 69, 132. 69, 132. Deci ar veni 1,70. 51, 52 cred că îmi dau... Nu, nu, nu. 62 cred că îmi dau meatballs. În jur de 62, 63 cam pe acolo îmi dau meatballs. foarte bine. Foarte bine, într-adevăr. Nu știu exact cât îmi dau carnea și murele, ca să vă zic. Dar cred că un meatballs din ăsta face... Aha! A, mi s-a stricat bâta și totuși mi-a dat rot. Am crezut că nu-mi dă rot dacă țin bâta în mână. Ok. Cred că nu o să mai fac momentan altă bâtă, chiar dacă într-adevăr este foarte, foarte bună, dar ne descurcăm momentan cu acest spear. Avem oricum armura de marmură, care este mega OP. Abia dacă ți-ai damage cu ea. Așa, din păcate, mi se duce inteligența, dar nu contează că și meatballs și small jerky îmi refac inteligența. Se va face iarnă, am uitat de asta. Va trebui să ne grăbim dacă vrem să... Hai să culeg fân. A, firar. Bine măcar că pe Wilson nu-l deranjează ploaia. Pe Willow am văzut că o deranjează puțin ploaia, iar pe acel roboțel, nu numai că îl deranjează ploaia din punct de vedere al inteligenței, dar îi scade din viață, fiindcă na, e un robot și dacă stă în ploaie, practic se strică. Deci îi afectează din viață dacă stă în ploaie și ca atare trebuie neapărat să-și facă o umbrelă. Ceea ce poate fi destul de anevoios. Dar acel roboțel are și el avantajele lui și anume poate mânca mâncare semi-stricată față de aceste caractere ca Wilson. Dacă mănâncă mâncare care a trecut de jumătate, deja îi scade din sanity, mi se pare și din... Nu știu dacă îi scade din viață, dar cert e că îi scade din sanity. De ce mă duc eu înspre sat? Nu știu. Vreau să-mi răspundeți. Ok, aici vedeți că mai sunt câteva case. Mai sunt ceva.
Am putea să... Ideea e că dacă spargem o casă din aia, nu știu exact, mi se pare că ne dă vreo două bucăți de... Va trebui să mergem și subteran acolo. Cred că în următorul episod mergem acolo. Dacă spargi o casă din aia... Aha, uite, acum cred că e foarte, foarte multă apă și îmi scade și... Sau pentru că e furtună cu fulgere. Certe că îmi scade din sanity. În fine, certe că... Vreau să vă zic că această căsuță, dacă o spargem, ne dă vreo două skinuri de porc. Și nouă ne trebuie patru pentru o casă nouă, deci... Acest paratrăznet ne va apăra sperie tufișurile ca lumea. Aha, uite și iarăși pe ăștia putem să mai adunăm niște maniuri dacă tot suntem aici. Că nu cred că suntem în sezonul cald. Bun. Ia uite cât sunt. Se tot înmulțesc ăștia. Dacă nu-i omori, se tot înmulțesc. În fiecare an tot apare câte unul, doi noi și deja sunt 5. La început erau doar 3, acum sunt 5. Ceea ce e super bine. Fiindcă o să putem obține din ce în ce mai mult manure. Bun, unul luat. Ăsta s-a speriat de prietenul lui. Am zis că mai adun și niște fân de pe aici. Că am eu o plantație în bază, dar mi-ar plăcea să mai adun și de pe aici. Aș putea să le mai și culeg cu lopata dacă tot sunt aici. Dar vedem exact. Vreau să mă duc până la acel portal. Urmă de elefant. Nu vedem. Mi-ați zis voi că acel elefant nu este pe hartă și ci că el se spawnează în momentul în care îl caut. Nu știam asta, nu știu dacă este adevărat, probabil. Dar vom vedea exact cum e cu el. Acest rod vedeți că e tot de mine lăsat. Am trecut pe aici. În trecut. Undeva pe aici. Ah, mai este. Mai este încă un... încă o chestie de asta cu... Cu păsări de alea mari? Că mi-ar plăcea să o mai omor una, să mai dea niște carne. Că nu e atât de puternică. Îmi dă niște lucruri destul de bune. Gata, te-ai speriat, am înțeles. Ok, hai să vedem aici dacă putem să plasăm aceste două finghii pe care le avem. A, uite, putem să dăm give. Aha. Give. Aha. Super tare, deci avem două. Ăsta de jos este al treilea. Da, uite, wooden fing, deci și el este unul din lucruri. Oh. Ce s-a întâmplat? De ce era... Stai, de ce era lumină? Nu înțeleg. Nu știu ce am făcut, oricum. Certe că era... Deci sunt trei, ne mai trebuie încă două. Nu știu exact care sunt, va trebui să vedem, să le căutăm pe hartă. Aud câini? Cred că mi s-a părut. Mi s-a părut că auzeam câinii ăia urâți. Dar cred că doar mi s-a părut. Ok. Deci merg puțin mai în față și apoi mă duc după el. Nu merge întotdeauna. Mai încerc o singură dată, dacă nu... În jocul ăsta, dacă nu merge, nu are sens să încerci la nesfârșit, că mai mult pierzi timpul. Uneori pur și simplu nu merge. Dacă nu merge, nu merge. Ok, deci avem 3 din 5. Ca să putem să... Mă gândeam dacă tot vedeți că noi suntem cu Wilson. Și orice am face, nu murim. Adică suntem prea buni la jocul ăsta. Hai să adunăm acest rod care l-am tot lăsat eu pe jos. Adică n-am lăsat rod pe jos. Am lăsat diferite materiale de care nu mai aveam nevoie și ele au devenit rod pe parcurs. Putem să le luăm. Sau eventual semințele de pe jos s-au mai descompus când treceam eu pe aici. Aoleu, vreau să mă bat cu chestia aia urâtă. Dar este seară. Aha, uite-l. Hai să așteptăm să se facă zi și după ne batem cu urâtul ăla. Cred că s-a trezit. Parcă l-am auzit. Sau? Așa, bun. De mâncat avem ce mânca. Nu ne facem griji. Așa, aceste egg-uri să-i le dau iarăși lui Chester. Știu că eu pot să-mi fac acel ou să eclozeze, să devină un pui drăguț care e prietenul meu, dar în momentul în care crește, nu mai este prietenul meu și mă atacă. Deci, ca atare, nu vreau să fac asta. Nu știu exact cât de eficient este acel puiuț, dacă este super puternic, dacă mă ajută foarte mult. Nu știu, dar... Toate la timpul lor. Mi se stinge focul și noi... A, mi se stinge focul mai repede că e ploaie. Are logică. Nu? Cred că are sens. Ok. Dar aș vrea neapărat să mai iau și ăsta, dacă tot sunt aici, fiindcă trebuie să fertilizez toate lucrurile din bază și o să încep să strâng și mai multe tufe. Să strâng mai multe, să le duc prin bază. Să avem plantații mai mari. Așa, dă-mi.
Sper că nu mi s-a dus focul. Torța am? N-am torță? Cred că aveam torța în mână și nu mi-am dat seama, sau? Nici nu știu, că am văzut că adineauri era niște lumină. Hai să facem oricum o torță, să o avem pregătită. Că nu văd să am niciuna. Uite că nu mi s-a dus focul. Ceea ce îmi place foarte mult. Pam, 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 pam. Aha. Cred că asta e o stafie sau un început de stafie. Da, da, da. Asta pentru că începe să-mi scadă sanity. Hai să mâncăm una de asta. Că ne mai dă și sanity. Mai punem un de ăsta pe foc. Bun, așa, avem 7 cu 4. Avem ceva îngrășământ, avem ceva. Stack-ul ăsta e complet, aș putea să-i... De fapt, o să-i dau 20, Chester. Vreau să am la mine în caz că trebuie să craftez ceva repede. După care ne ducem după ochiosul ăla cu picioare lungi. Păsărilăți lungilă. Cred că așa o să-l poreclesc. Păsărlăți lungilă. Mai punem un ăsta pe foc. Astea deja au început să se strice și nu-mi place. Dar e ok, ne descurcăm noi. O să ne mai facem, nu e problema. Totuși, ba da, e o mică problemă, totuși. Trebuie să am mare grijă să nu-mi pun eyebone-ul aici. Că dacă îl pun aici și îmi las ghiozdanul pe jos, Chester nu mai vine după mine. Fiindcă eyebone-ul este în ghiozdan. Nici nu știu, pot să-l pun? Pot să-l pun, ok. Se uită la mine, da, se uită la tine, ok. Această baghetă cu un os și un ochi îl face pe acest mic drăcușor care arată ca un dovleac, da, cred că știți cu toții. Îl cheamă Chester, el vine după mine dacă am bagheta și vedeți că am practic un cufăr mobil. Dar cred că îl știți pe Chester din episoadele mele anterioare în care a fost un adevărat erou. Ne-a salvat de multe ori. Aha, venim până aici și... Hop, armura! Mă mișc foarte, foarte, foarte greu, dar sunt aproape intangibil. Opa, cred că vine cu viteză, eram sigur. Ia, cât damage îmi dă? Aproape deloc. Mori, 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 mori. Îmi scade din armură, din păcate, destul de mult. Și încă îmi pare rău, dar... Am omorât-o pe mămică, hai să luăm acest ou. Iar n-am loc unde să-l pun, îl pun tot la Chester. Acum am două ouă. Trebuie să-mi las chestia asta ca să alerg mai repede și las carnea aici și mi-au rucsacul înapoi. Bun. Episodul acesta se cam lungește. Deci cred că aici se respawnează. În aceste cuiburi ei se respawnează. Ceea ce e destul de interesant, că avem practic o fabrică de carne, mai mult sau mai puțin. Numai că, na, ăștia sunt destul de periculoși. Acum am avut eu o armură super, super bună. Numai că armura asta vedeți că se cam consumă, deci nu o să avem tot timpul. Dar o să ne descurcăm noi să ne batem cu urâția aia. Încă niște maniuri, nu spun nu niciodată. Nu o să facem ferme, cel mai probabil pe seria asta, că nu cred că avem nevoie. Dar avem tot ce ne trebuie. Știu că există o chestie care e mai bună decât chiftelele acestea. Și este făcută dacă pui mult mai multă carne. Cred că dacă pui două fleci din astea, am putea să încercăm să sacrificăm două din astea. Ca să vă arăt. Parcă așa era, nu sunt sigur. Aș putea să verific mai întâi, dar cred că aș vrea totuși să mă risc și să încerc direct. Ok, nu vreau să le culeg pe toate, fiindcă încep să se descompună și n-are rost. Oricum, mai am eu ceva carne. Am putea să... Uite, mai am o bucățică de carne să mai punem un set. A, dar am zis că vreau să încerc cu două din astea. Și uite, ca să avem și mai multă carne, mai punem și un de ăsta. Hai să vedem dacă într-adevăr ne dă chestia aceea super, super bună. Acel obiect super bun. Hai să vedem dacă mai avem loc în aceste trei rucsace. Mai mult de trei rucsace de iepuri nu vreau să strâng. Trei rucsace mi-ajung ca să am de rezervă în caz că o să am o perioadă săracă. Sau dacă o să am nevoie, de exemplu, să pun... Ah, mi-a dat tot. Deci cred că îmi trebuie și mai multă carne. Ok, deci nu a ajuns carne. Ah, și nu trebuia să o iau de aici. Puteam să o las acolo. Mi s-au făcut și astea două. Din păcate, băieți, niciun boss în episodul de azi. Astea... 114. Îmi dau multă viață. Ia uite, 20. 20 la viață e super bine dintr-o singură de aia. Prieteni, ce ai pățit?
Bun, ia uite, s-au speriat toți. Vreau să las un pic iepurele lui Chester. Nu mai am loc. Hai să las... Îi las și maniurul lui Chester. Mai iau și asta. Îi mai las lui Chester încă un iepure. Pentru că n-am fost inteligent să-mi las lucrurile și apoi să vin să mai culeg iepuri. Dar de fapt acești iepuri aș putea să le vin de hack iepurașilor fiindcă... fiindcă am nevoie de carne pentru a pune pe drain rack-uri. Deci aș putea să le vin direct de hack și să-i pun aici. Așa, așa, așa. 8 drain rack-uri se pare că fac față foarte, foarte bine momentan, deci nu o să mai fac deocamdată altele. Deocamdată 8 sunt suficiente. Bun. Îmi trebuie, în schimb, încă o capcană de iepuraș. Așa, știu că se pot face capcanele acelea pentru păsărele. Cred că o să facem la un moment dat, vedem. Așa, avem suficiente cât să umplem aici. Deci, din păcate, nu a fost suficientă carne. Ne trebuie și mai multă carne. Și mai multă. Wow, 26 de la acele mure pe care le-am lăsat. Avem 30 de rot. Apropo de acest rot, trebuie să venim să fertilizăm. Avem foarte, foarte bine. Vă ziceam adineauri că nu vreau să-mi fac ferme. Fiindcă... Na, sunt și ele bune, dar avem tot ce ne trebuie și, na, fermele ne dau câteva legume. Ne dau niște morcovi, niște legume de dragon, ceva. Nu cred că e neapărat necesar. Aceste ferme pe care le avem ne oferă suficientă mâncare. Dacă eram, de exemplu, pe Don't Starve Together, poate făceam și ferme, ca să avem și mai multe resurse. Dar în situația în care ne aflăm, cred că e suficient. Hai să culeg toate aceste bețe, că nu vreau să se întâmple ca iarna trecută când am rămas fără bețe. Chiar nu vreau să se întâmple asta. Și băieți, am trecut de 30 de minute ca atare. Noi ne oprim aici cu episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai aveți episod în continuare, bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne o să ne vedem la viitoare. Pa, pa!